În după-amiaza zilei de 2 martie 2014, o echipă a TV Buzău a mers la locul unui accident mortal produs pe varianta ocolitoare a municipiului. Echipa era formată din reporterul Laurențiu Marinov și cameramanul Laurențiu Păun. După ce au plecat de la locul accidentului, cei doi s-au îndreptat către redacție, însă pe drum, tot pe șoseaua de centură, au observat o mașină avariată și ieșită din decor. S-au oprit pentru a vedea ce s-a întâmplat. La scurt timp, cameramanul Laurențiu Păun, care se afla în afara părții carosabile, avea să fie spulberat de un autoturism Mercedes condus de un italian care a scăpat bolidul de sub control. Reporterul Laurențiu Marinov s-a ferit în ultimul moment. În schimb, pentru cameramanul Laurențiu Păun, impactul a fost fatal. Echipele de salvare sosite la fața locului nu au mai putut face nimic. Laurențiu s-a stins cu o lună înainte de a împlini 31 de ani și a fost declarat post-mortem cetățean de onoare al orașului Buzău. Abia după aproape 2 ani, șoferul de origine italiană care l-a accidentat mortal pe Laurențiu Păun a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă. În această perioadă, singurele măsuri luate împotriva italianului au fost cea a controlului judiciar și interdicția de a părăsi țara.